Actorul Sebastian Papaian i-a murit. Îndrăgitul actor, alături de care generații întregi au crescut și au râs împreună, avea 80 de ani și în ultimul timp s-a confruntat cu grave probleme de sănătate. Da? Am învicit un cocoșel de aur. Da. Acum 10 ani. Acum 10 ani? Da. Și de ce nu-i venit de unul până acum? N-am avut nevoie de bani. Actorul Sebastian Papaiani, iubit de publicul românesc pentru rolurile sale din filme de comedie, dar și pentru roluri în diferite piese de teatru, s-a stins din viață astăzi la vârsta de 80 de ani. Maestru era internat într-o clinică de recuperare după ce la sfârșitul lunii s-a făcut rău și a căzut în baie unde a fost găsit de soție. Sebastian Papaiani s-a născut pe 25 august 1936 la Pitești. Copilăria și-a petrecut-o, după cum declara actorul, într-o lume modestă. Tatăl său, Alecu Papaiani, era grec de origine, Papaianis fiind proprietarul unei curți undeva în mărginimea Piteștiului, în care erau apartamente de două cămăruțe, închiriate de coșar, geambași și lustragii. La 17 ani s-a angajat contabil la un oficiu farmaceutic și juca teatru de amatori, îndrumat de fosta Miss România 1936, Crina Cojocaru, care l-a determinat să treacă peste multe obstacole și să devină actor. Sebastian Papaiani a absolvit în 1960 Institutul de Teatru și Cinematografie din București, iar în 1961 și-a făcut debutul în producția cinematografică Purgatoriu numărul 5. Doi ani mai târziu a jucat în comedia regizorului Geo Saizescu, Un surâs în plină vară, alături de tânăra și frumoasa actriță Florina Luican, rol pentru care a fost apreciat atât de critici cât și de public. A filmat an de an, însă calea spre marea carieră i-a fost deschisă de întâlnirea cu regizorul Geo Saizescu, care l-a distribuit în rolul lui Păcală, în filmul cu același nume, în 1974. Bineînțeles, Papaiani rămâne de neegalat în rolurile plutonierului Căpșună din seria BD, Alecu din Astă seară dansăm în familie, Pompei din Toamna bobocilor și mai ales din serialul TV Toate pânzele sus. Sebastian Papaiani a fost decorat pe 13 decembrie 2002 cu Ordinul Național Serviciul Credincios în grade cavaler, alături de alți actori, pentru devotamentul și harul artistic puse în slujba Teatrului Românesc cu prilejul împlinirii unui veac și jumătate de existență a Teatrului Național din București. El va fi înmormântat joi la cimitirul Belu din capitală.